Luna viitoare, oltenii care nu-și găsesc un loc de muncă sau cei care vor să-și schimbe profesia se pot înscrie la unul dintre cele 6 cursuri de formare profesională organizate de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Olt. Aceste cursuri vizează diverse meserii solicitate pe piața muncii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OL va organiza în cursul lunii noiembrie 2017 6 programe de formare profesională, unde urmează să participe 132 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Cursanții vor obține certificate de absolvire sau calificare în mai multe domenii. Indiferent de cursurile către care se orientează, șansele șomerilor de a se reintegra pe piața muncii cresc, mai ales că mulți visează la un loc de muncă în străinătate care impune calificare drept condiție principală. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza aceste programe de formare profesională vizează calificări precum îngrijitoare copii, îngrijitoare bătrân la domiciliu, comunicare limba germană, frizer, barman, operator introducere, prelucrare și validare date. Cursuri de calificare și recalificare sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, fie că primesc sau nu indemnizații de șomaj. Cei interesați trebuie să depună o cerere la AJOFM cu opțiunea pentru cursul pe care doresc să-l urmeze. Cursul începe în momentul în care se completează o grupă de 14 sau 28 de cursanți.